Salut! Astăzi avem un episod mai special. Nu prezentăm niciun gadget nou, dar vă arătăm ceva care poate să vă pună pe gânduri. Cât de fericiți suntem atunci când găsim un Wi-Fi gratuit. Nu ne gândim niciodată cât de riscant este acesta și ne logăm imediat pe toate rețelele de socializare pentru a vedea cine ne-a mai pus like-uri sau inimioare. Dar ce ar fi dacă v-aș spune că o simplă logare pe un astfel de Wi-Fi poate să vă lase fără conturi pe diferite site-uri? Sau, și mai rău, fără bani pe cardurile online? Astăzi vă arăt la ce riscuri vă supuneți când vă logați pe un astfel de Wi-Fi, dar și cum să evitați furtul de date. Ca să fiu mai exact, utilizarea unui Wi-Fi public este la fel ca și comunicarea în public. Dacă cineva se străduie, poate să tragă cu urechea la discuția ta. Pe internet sunt disponibile o mulțime de softuri, multe dintre ele chiar gratuite, care permit infiltrarea în datele voastre personale. Nu trebuie să fii mare hacker ca să le folosești, așa că am decis să mă conectez la un Wi-Fi public foarte aglomerat și să văd ce pot scoate eu de acolo. Aplicațiile de acest gen nu vă oferă imediat loginul și parola, dar pur și simplu salvează sesiunile, așa că spărgătorul stă concomitent cu dumneavoastră pe pagina care ați deschis-o. Ca spre exemplu cum am încercat și eu cu aceste conturi. Între timp, spărgătorul poate naviga prin mesaje, prin poze, poate schimba parola sau pune statusuri. Cu astfel de metode, nu doar că cineva poate sta pe același cont cu dumneavoastră, dar vi-l poate și fura. Doar găsește o sesiune unde este aprins un mail o salvează, iar apoi de pe un calculator, spărgătorul vede dacă acesta este conectat cu Facebook-ul. După care se loghează cu mail-ul dat pe Facebook și indică că a uitat parola. Parola vine pe mail și uite așa puteți rămâne fără Facebook. Tot din mail acesta poate să obțină acces și la restul datelor. În cel mai bun caz, coduri de la cupoane, în cel mai rău, loginul de la contul dumneavoastră de PayPal sau a cardului bancar. Pentru a evita astfel de situații, iată câteva sfaturi care vă pot scăpa de asemenea probleme. În primul rând, creați-vă două e-mail-uri. Pe unul să intrați cât mai rar și pe care să fie înregistrate conturile serviciilor de achitări online, ca PayPal sau conturile bancare. Iar pe altul, înregistrați restul site-urilor. În acest caz, dacă cineva vă sparge contul de adnaclasnici, nu o să muriți de la asta, dar măcar nu veți risca să vă pierdeți și banii. Folosiți parole cât mai complexe care să conțină cel puțin 10 simboluri din litere mai mari, mai mici, cifre, iar cel mai bine ar fi ca pentru fiecare site să aveți parole diferite. Fiți siguri că vă conectați la adrese cu protocolul HTTPS, care protejează orice informație care o trimiteți sau o primiți atunci când vă logați. Spre exemplu, pentru a verifica e-mail-ul, puteți accesa https://www.gmail.com. Dacă sunteți de pe telefon sau de pe tabletă, intrați pe Facebook și pe alte rețele de pe aplicație. Așa riscul se reduce cu mult. Dacă vă conectați de pe un laptop cu Windows, la o nouă conectare, setați rețeaua ca fiind publică. Asta va opri accesul la file-urile transmise și primite. La fel, nu uitați să aveți opțiunea Firewall aprinsă și, mai exact, blocarea tuturor conectărilor care vin. Puteți face asta accesând setările de securitate din Control Panel. Și nu în ultimul rând, evitați Wi-Fi-urile care vi se par dubioase, iar dacă aveți totuși nevoie de net, nu rezolvați chestiile importante pe Wi-Fi-uri publice. Uite astfel, o simplă dorință de a pune un status și de a naviga un pic pe net poate duce, în cel mai bun caz, la vreo glumă proastă sau chiar la pierderi de accounturi. În acest episod am avut doar scopul de a vă arăta cât de tare vă expuneți atunci când vă conectați la un Wi-Fi public. Nu am furat contul nimănui, totul a rămas netis. Urmați sfaturile care vi le-am dat, iar dacă acest video v-a fost util, dați un like și împărțiți-l cu restul care încă nu au pățit-o. Pentru episoadele ce urmează există butonul subscribe, iar pentru alte sugestii există secțiunea comentarii. Cu voi a fost Vicu, toate bune!